Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou match de League of Legends Ranked, forță maximă, în bronz, cu Vayne, nu prea mai prin mid-ul din câte văd, dar bine, Shadow Evelynn, în pisicuța goală, adică n-am vrut să zic asta. Să moară Jitter. Trebuie să joc un pic mai mult offline decât stream și filmat, pentru că acolo stau concentrat numai la joc, nu fac comentariu, nu trebuie să fiu foarte atent la limbaj, e nu că m-aș cenzura eu foarte tare, dar nu, ca și de parcă e mai lejer offline. Hai, difo, să te vedem, mă arăt aici așa. Ciucia golă. Nu vedem mare blocul. E îmbrăcată ca o panoramă. Dar fi invizibil, dar fi rău dracu, să nu văd ca lumea. Mare vagabondă. Trebuie să joc cât mai mult Vayne, cât mai mult posibil, ori de câte ori am șansa trebuie să joc Vayne, Veigar, campionii ăștia trebuie să-i învăț, nu neapărat perfect, că n-am cum, dar cât pot eu de bine, să dau de să rup. What the fuck? Cred că a vrut fără smite. First blood, Darius, nice! Nu o să fac cine știe ce comentariu, chiar vreau să mă concentrez neapărat la part. De asta pe stream de multe ori joc foarte prost și farmez foarte prost. Pentru că stau și vorbesc foarte mult. Dimineața pe răcoare. Stau cu cucul la soare. Nu vrei să faci trade cu Vayne când are full damage, dar văd că tu ai încercat ceva. Bun, și asta fețioare. Peștele încuipte, frigii lasă jos, a fost foarte slab gank-ul lui Evelynn, asta pot să zic. Cu mâna pe inima! Sau pe altceva. versus 18, când eu am încercat să farmez bine și tu mai lua la farm Fira al Dracu. Nu, mă. Mi-am făcut timing-ul foarte bun acolo. Dacă o să câștig meciul ăsta, cred că mă bagă la promovare pentru bronz 1. Deși nu 100% sigur. Am 75 de puncte acum, parcă. Din câte am văzut până acum, mi-a dat în jur de 28 de puncte. Nu știu dacă îmi dă la fel și acum. Dar nu.
A să vedem. Nu, frate. What the fuck, eram dacă am să-l auto-atac. Double hook. Serios? Tocmai ce și-o arunca la dracu, exhaustul. Ceea ce-i foarte bine, adică eu mă bucur. Un lucru în minus pentru care să mă stresez. Și ăsta văd că se ține foarte bine cu farm-ul Ezreal. Garantat nu-i bronz. Garantat 100% cu Cătălin Ștefănescu, parcă. O să strănut. Mersi, mersi. Cred că s-a alergic la praf. Nu știu de ce am impresia asta. De fiecare dată când se strânge praf pe aici, pe birou, culmea numai dimineața, strănut. În rest, n-am nicio treabă. Că-i vară, că-i iarnă, că-i toamnă, că-i primăvară. Cum s-o strâns un pic de praf? E un pic. Praf vizibil, gen. Strănut. Fuck that shit, nigga. Boulangerie, iar dă-te focul. Mi se pare interesant cum apăs butonul și nu-mi dă abilitate din cauza la tastatura asta fenomenală. Oh, Hecarim din nou. Nici nu am observat până în momentul ăsta. Oare de ce mi-am băgat un build și boots? Să-i dăm cu niște H2-ul. Totuși, imediat trebuie să merg la sală și trebuie să fiu hidratat. Beți apă, frățioarilor, dacă vreți să fiți hidratați. Și nu mai beți suc dacă vreți să slăbiți, pentru că sucul îngrașă al drag. Mai ales Coca-Cola și Sprite-ul și alții din astea, care nu totuși le bagă toată lumea. Alea îngrașă cel mai mult. O sticlă de un litru. Are caloriile pe care eu le mănânc într-o zi întreagă. Gen, gândiți-vă. Un litru de Coca-Cola îl beau, frate. Stau așa în continuu și beau un litru fără să mă opresc. Și are 2500 de calorii aproximativ. Ceea ce e extrem de mult. Frate, da, am dat din ăla stun-ul pe Titer, opa. Aici a fost un play foarte prost din partea mea și mai prost din partea la mei. What the fuck? Da, ales mort. Sau? Sau nu? E cam slab ăsta cu Evelynn. Mă așteptam să joace ceva mai fenomenal. Evil lurks around every corner.
Se mă arăt titan. Șaizeci-nouă de minion versus 69. Da, numai că eu luat și Draco, acum așa și ăsta are și un kit. Și se face bluez realul ăla nenorocit, mă disperă. Dă destul de slab în early game, dar în late game, frate, e dezastru. Nu cred că dă mai tare decât Vayne, dar are nu, mobilitate mai mare și are ultima taia care practic e AOE damage. Nici Fizz nu sună bine. Să fie fidat. Mai avem Darius, care o lua niște kill-uri. Și Evelyn văd că mai face ceva din când în când. Mai Evelyn, nu știu, e campionul ăla care pana intră, dă scutul ăla de pe ultimată, dar după aia mai face mare lucru. Și da, joc ven cu botrăca, tot timpul o să joc cu botrăca. Așa îmi place cel mai mult. Așa sunt obișnuit. Așa am eu impresia că o pot folosi eu cel mai bine. Garantat cineva poate să joace mult mai bine pe altfel de iteme. Mie îmi place genul ăsta de Vayne cu attack speed. Botrica, Phantom Dancer, una alta. Nu vă recomand build-ul meu. Vă recomand să vă găsiți propriul build. Ceva cu care jucați voi foarte bine. Shutdown. Double kill, nice. Nu știu ce mă așteptam la un shutdown acolo în top. Am zis totuși, frate, e 2v1, nu? O să-i dea shutdown la Dariusica. Fără frică. 93 versus 83, hai că încep să prind un pic de avantaj. Nu imens, dar totuși. Aș lua Scuttler-ul ăla, că-mi dă totuși niște vision. Nu uite-l pe ăsta, el vine, frate. Opa. Te rog, nu, 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 nu. Fugă, frățioarul meu. Nice! Bravo, Trash! E bravo și mie că am fost pe fază și m-am panicat. Puteam să merg rapid bază sau ceva. Mă duc și o bază totuși, cam banii de botrâca, nu de alta. Plus că mai pot să mai iau niște atacuri sau ceva. Deci suntem bine. Să-mi fac oare cizma? 800 e cam mult. Nu-mi vând aia ca să-mi fac cizmă. Mai bine îmi cumpăr pentru Phantom Dancer. Double kill din nou Darius. Apoi sincer, la 6 cu Darius destul de greu să mai faci ceva.
trebuie neapărat să-mi pomnesc degetele, așa că o să vezi chestia asta aproape în fiecare video. Dacă nu-mi pomnesc degetele, parcă mi-s rigide și nu-mi place. Nu mi-e gusta. 97 farm, dă-te dracu. Și când a făcut ăsta 2 kill-uri? Nu știu că avea, dar... Nice. Very nice. Oh, nice! Faina ultimata, frățioar! Double kill. Mă, frate, vreți neapărat să ne batem? Opa. Oprind. Am zis că o prind. O reușit versus 2. Adică, 2 versus eu. Nu, oricum nu prea îi stres, n-au cum să ne bată, ar fi culmea. Stai 9 cu 2, eu sunt 7 cu 1. Pana mea. Dacă pierdem din punctul ăsta... Ieri pe merit, cum s-ar zice. Frățiuer. Ar fi fost rău dacă reușeam să scap acolo, sau chiar să-i bat pe amândoi. Poate dacă aveam mai mult. Not good, my friend.
Not bad, my friend. Da, îl putem face că l-ai mort cu junglerul. Mai încă junglerul în viață și atunci nu era o idee bună. No, smite versus auto-atacuri, doar smite cu forță. Nu mai este Darius, am crezut că ăsta să-i batem și pe ăștia doi. Am dat, frate. N-am reușit. O veni și ultima ta la fătărău ăsta. N-am mai avut ce să-i fac. Oh, nice. Slam dunk-urile. Să mă gândesc oare să merg cum vreau eu acum să merg sau să mă gândesc la altceva. Nu prea m-au prins și-ai drept fizul în ultimată, deci nu cred că are rost să mă duc așa. Iau asta și să mai bag niște attack speed nou. O să fac Infinity Edge-ul. Să dau Grabones. Și mă duc și eu și red buff-a dacă tot e treaba pe aici. De ce nu? Folosim și plantele astea pentru că nu prea avem ocazia să le folosim de obicei. O bucată mi-a trebuia și era pe spate. Dacă mai era încă o persoană cu noi aici, mă băgam direct balls deep. Oricum văd că se lasă un pic de scandal pe aici. Foarte prost am jucat acolo. Fix când am zis că nu prea îmi prinde ăsta, ultimata. Dacă aveam mai acolo, scăpam. Lejer scăpam. Ce? Apăsam, plecam, ba. Distrugeam. Asta este. Sau dacă aveam vision undeva în zona asta ca să-mi dau seama că vine cineva. Pana mea. Mamă, ce hook-uri de ăsta, e drept. O juca foarte bine. Trash-ul, dacă e să-l compar suportul meu de data asta cu suportul lor. Exact opusul la ce se întâmpla până acum în meciuri. Când aveam un suport din ăla super praștie, acum am avut un suport super bun. Deci da, e și meritul lui că am 10 cu 3, recunosc. Dar nu e numai meritul lui. Chiar dacă ai un suport super bun, nu înseamnă neapărat că o să joci și tu bine. Oh, nice. De ce, frățioar, de ce fugi? Am acum ultimată, da, îi pot bate și fără ultimată. Cât îmi dai aia? 50 bonus atac damage, e mult, frate. Da. Mă pot descurca și fără.
ceva. Bine, peștele, de asta mi-e frică. De asta mi-e frică de pește. Nu, frate, serios, vine peștele cu vrăjelile lui. Că-l făceam și pe zeal. Mi-o prins oare și eu? Ce dragă asta? Interesant. Dar cred că m-o prins eu acolo, că o sări dubios. În fine. Nu țin la alcool, că nici alcool nu ține la mine. Cred că ar fi caz doștuș să-mi fac asta. Tortuș? Why overextend? De ce nu? Patrocle ucigașul. Am o nouă pernă din asta de scaun. E mult mai bună, frate. O să stau mult mai bine pe scaunul ăsta. Care e super întărit. Gen are șezutul legendar de tare. Dar acum cu perna asta e mult mai bine. O să stau și mai drept de spate. I like it. Let's see where. 150 farm, mai avem 26, e slab. Ideal ar fi fost 200. Opa. N-am mai reușit să fac nimic. Au venit ăștia amândoi călare pe mine. Dacă aveam flash-ul să-l dau aici și după aia să continui, n-au păcat să-mi dau nici ăsta. Slam dunk și uite că nici nu l-a luat, ești bun? O să-mi prindă bine chestia asta pentru că scap de multe vrăjeli din astea de-a lor. De asta și vreau să o fac neapărat. Luăm și Drake line-a asta, cât e Drake-ul aici mai avem. Uite bă, ca și eu nu ești nebun. Și totuși Infernal Drake, ăla e cel mai bun Drake din toți Drake-ii. Stau un pic în bază până îmi fac rost de gold și mă duc înapoi la spărtăneală. Partea bună e că o să pot să scap de ultimata lui Titel. Din câte știu eu, dacă nu o schimba și la asta. Că e posibil să fi schimbat și la Fizz faza. Cum e la V, din câte țin eu minte, puteai să scapi de ultimata lui V cu chestia asta. Nu 100% sigur, dar așa țin minte că la un moment dat puteai să scapi. După aia și eu am făcut tot felul de update-uri dubioase și pana aia. Mi-ar fi dacă aș reuși să-mi cumpăr eu microfonul ăla AT2020. Să am o calitate mult mai bună la sunet, voce și din astea. Ar fi incomparabil cu microfonul ăsta. Practic, nu, microfonul de la webcam. Hai frate, vreau să testez chestia, dă-i cu ultima ta pe mine. A, deci nu, scap bun. Bine, ieși eu. Credeam că scapi. Deci... Note to myself, nu scap. Double kill. Faină treabă dacă au schimbat itemul ăsta, adică până la urmă scap numai de niște stun-uri și vrăjeli. Nu scap din mare lucru. Deci nu prea mai îmi place.
Mamă, ce m-aș bate cu asta acum. Nu, acum, gen, după ce mi-a dat o grămadă de autoatacuri. Bine. Să-l vând doar ăsta, că uimei, nu vreau stun-uri și din astea. Oare nici de ultimata lui Nautilus nu scap. Ar fi chiar culme, dacă nici de aia nu scap, n-are niciun rost. În sfârșit un Hecarim prost. Mă bucur. Magic Resist. Contra la cine, frate? Când ăsta dă damage-ul, dau eu și ăștia așa ni. Adică să faci armură, mă gândesc, dacă vrei să scap de Vayne și Darius. Bine, de Darius nu prea scap cu armura. Mai mult cu HP-ul la Darius, că la oricum îți dă true damage. Și ia să-mi bat. Sparg marea tureta. Oh, nice. What the fuck? Instant? Nici n-am apucat să-mi dau, frate, itemul ăsta. Să iau ceva, chestii. E bine. Pentakill, frate, poți să faci pentau. Dacă nu tanchezi tureta. Nu cred că l-o moară dintr-un ultimate. Quadra. Unofficial penta, nu? Nu chiar. Dar în orice caz o jucată asta grozav. M-am băgat de prea multe ori aiurea, aia a fost greșeala mea. Și pana mea, adică m-au distrus de vreo 3 ori așa instant, fără să apuc să dau ceva, orice. Nu te ducem în direcția bună deloc. Ia-o. Partea bună e că am câștigat meciul. O să las gen să vedem unde mă bagă, în ce. Mama drept. Da, se face. Dacă îmi dă un free win asta, să zic. Și dacă mă bagă de fapt la promovare. Poti nu mă bagă. E garantat. Oare aș putea să-l fac singur? Gen foarte, foarte rapid. Din nou am apăsat din greșeală chestia. Urăsc plantele astea nenorocite, sincer. Putem da finish direct, da? Asta nu știu vrea neapărat baron. Mă duc să-l facem. Mamă, ce damage dau. Fain că dau și true damage-ul ăsta destul de mare. Practic am un smite la fiecare auto-atac. La fiecare, bă, la fiecare al treilea auto-atac.
Vedeți? Imediat ce încep să mă concentrez pe match, vorbesc tot aiurea. Dacă nu mă concentrez pe match și mă concentrez pe comentariu, joc aiurea. Hai, frate, să-ți dăm. Bun. Și cam asta a fost match-ul. A fost ok, adică nu a fost super, super dezechilibrat, dar nu pot să zic nici că a fost echilibrat. Hai să zic, mă dă sau nu la promovare și dacă îmi dă un free win. Ar trebui să-mi dea un free win. Și îmi dă free win? Da, dar nu-mi dă niciun free win. Da, cam atât și cu meciul ăsta. Mulțumesc de vizionare, salutare, sper că v-a plăcut. Sau tonul de like. Dacă v-a plăcut, evident. Pa!